Bună seara! Bine v-am găsit la atelierul nostru online, abordări eficiente pentru pregătirea elevilor în timpul rămas până la evaluarea națională, pe care l-am intitulat În căutarea punctelor pierdute. Acesta este ultima întâlnire dintre cele pe care noi le-am dedicat pregătirii elevilor și profesorilor pentru cele 3 luni care mai sunt până la evaluarea națională. În continuarea discuției cu directorii de școli despre ce am putea face pentru a ajuta elevii cu rezultate slabe la simulare să se pregătească pentru examenele din vară, am hotărât să încercăm să creionăm portretul robot al unui program eficient de pregătire. În discuția anterioară am putut vedea clar cum culturile organizaționale diferite din școlile pe care le-am urmărit influențează modul în care astfel de programe de pregătire sunt inițiate și derulate. În unele școli, în încercarea de a evita încă un val de documentație pe care ar trebui să-l completeze profesorii, abordarea aleasă ar fi una practică, dictată pe experiența și intuiția profesorilor. În alte școli, planificarea și urmărirea unui astfel de program sunt premise esențiale pentru succesul său, chiar dacă presupun documente dedicate, în plus față de cele pe care profesorii le întocmesc deja. Pe lângă cele menționate anterior, lipsa standardelor uniforme de predare și evaluare îngreunează sarcina profesorilor, lăsând pe umerii acestora sarcina de a stabili nivelul la care elevul trebuie să ajungă în acest timp scurt pentru a-și putea îmbunătăți rezultatele între simulare și evaluarea națională din vară. Am invitat în seara aceasta doi profesioniști în educație cu experiență substanțială în proiectarea și derularea de programe de studii, inclusiv remediale, pentru a ne ajuta să identificăm soluții optime pentru nevoile elevilor și ale școlilor. Sunt Oina Geru, directoarea Casei Corpului Didactic din Galați și în seara aceasta, în parteneriat cu proiectul Merito, vă invităm să îi luăm la întrebări pe profesorul Constantin Lomaca. Mulțumesc pentru că ești cu noi, Constantin, și te-ai făcut timp. Mulțumesc de invitație. Bună seara. Profesorul Constantin Lomaca este coordonatorul Departamentului de Științe de la Franconian International School din Germania din Erlangen, din Germania, și Mihaela Mihăilescu. Mulțumesc că ești cu noi, Mihaela. Mulțumesc și eu. Mihaela Mihăilescu este directoarea Școlii Gimnaziale numărul 1 Independența, și care a fost cu noi și data trecută la discuția cu directorii. Timpul e scurt până la evaluarea națională, astfel că se impune un tip de abordare special pentru pregătirea elevilor pentru un progres real de la simulare și până la examen. Care ar trebui să fie coordonatele după care ar trebui construite astfel de programe de pregătire în școli? Să încep eu? Da. Sigur. Da, să încep eu pentru că sunt vizată direct ca director care are de dus niște elevi către o variantă mai bună a lor până în vară. Practic, așa cum ai zis, Doina, eu sunt adepta unui program mai bine definit, deci nu mergând doar pe practica profesorilor de la clasă, și merg pe ideea unui program bine definit, nu pentru că sunt adepta birocrației și pentru că mi-ar plăcea hârtiile, că nu-mi plac deloc hârtiile degeaba, dar un program cu sens, sunt eu ferm convinsă că este drumul pe care ar trebui să pășim pentru mai bine. Și de asemenea, nu într-o singură direcție, deci nu pe o pregătire, să mergem pe o pregătire
unilaterală, ca să zicem, chiar dacă sunt două discipline, română și matematică, ci la acest program aș pleca de la cauze întâi. Și dacă spun cauze, la fel nu pot fi numai dintr-un singur punct de vedere, ci este mult mai larg, mai ales pentru o școală din mediul rural, cum este școala din care fac parte. Adică mă gândesc că un eșec, ca să-i zic așa, deși parcă sună greu pe umerii noștri să spunem eșec, o imagine nu așa de bună nu poate fi pusă doar pe seama elevilor în niciun caz, nici pe seama profesorilor de matematică și română, ci aș merge pe ceva mult mai larg, adică aș pleca de la mediul din care provin elevii care au dat acest examen, părinții care știu sau care doar dacă pot și pot să-i ajute pe copii să le susțină o pregătire pentru evaluare națională. Și când spun să le susțină, nu mă gândesc la partea financiară ca să-i ducă la pregătire suplimentară, ci efectiv și să fie acolo pentru copilul lor care anul ăsta este absolvent, va fi absolvent și se confruntă cu primul mare examen din viața lui. Asta înseamnă un program de muncă riguros pe care nu îl au. Pe care nu îl au. Sunt copiii erei alfabetizării digitale. Și chiar aplicând un chestionar din cercetarea programată de telescop, Monica Mocanu, din telescop, școala mai aproape, era acolo o întrebare: ce ai putea face tu pentru a avea rezultate mai bune? Și m-a surprins maturitatea unui răspuns, așa l-am văzut eu, voi îmi puteți confirma dacă am gândit-o bine sau nu. Spunea acolo, zice, să las telefonul deoparte, să nu mai joc jocuri înainte de a mă apuca de învățat. Pentru că atunci când mă apuc de învățat după ce am jucat jocuri, în mintea mea, jocul ăla este acolo, continuu, în mintea mea. Și nu mă pot concentra pe învățat. Ei, aici spuneam că părinții ar putea să intervină prin a-i ajuta pe copii pentru un program riguros, pentru că program, rigurozitate, rutină educațională, cred că ar trebui să facă parte din bagajul ăsta de discuții legate de rezultate mai bune pentru o evaluare națională. După aceea, în școală, la fel, să facem tot o pregătire cu sens. Ori asta, pregătirea cu sens, e clar, din punctul meu de vedere, trebuie să fie, să plece de la nevoile fiecărui elev. Dacă facem pregătire în general pentru subiectele de evaluare națională în general, nu va fi o pregătire care le va fi utilă elevilor, pentru că ei au nevoi diferite, așa cum și rezultatele lor au fost diferite. Sigur, pentru astfel de programe de pregătire, cred că ar fi interesant să vedem ce spune profesorul Lomaca, pentru că aș vrea să știu ce spune, să ne spui, Constantin, ce spune literatura de specialitate, urmărindu-ți postările și articolele scrise, am văzut că ai studiat o literatură exhaustivă și, din acest punct de vedere, aș vrea să te întreb care sunt concluziile studiilor în domeniu pe care ne putem baza pentru a proiecta astfel de programe de învățare în acest timp atât de scurt. Da, mulțumesc. O să am pregătit câteva slides, vă arăt imediat. Dar vreau să accentuez și eu tocmai ce a spus Mihaela, că trebuie început de la analiza individuală a rezultatelor.
Din analiza individuală a rezultatelor, dacă vrei ca profesor să și generalizezi, bineînțeles că o faci, pentru că îți dai seama, domnule, pe astea nu le-au înțeles bine. Nu le-au înțeles bine că m-am grăbit, că nu le-am predat eu, că la nivelul lor sunt, că sunt prea grele sau nu au fost bine explicate și așa mai departe. Găsești o cauză când sunt lucruri generale, dar trebuie neapărat o analiză individuală a rezultatelor, trebuie să stai să o faci. Deci eu acum tot ce o să spun în seara asta mă adresez ca de la profesor la profesor. Tot ce spun și inclusiv astea din cercetare sunt corelate direct cu practica. Nu numai că au zis ăia că au făcut aceste metastudii, nici n-ar fi și-ar fi permis să le spună, faptul că ele sunt direct corelate cu practica, inclusiv cu practica mea. Deci o să încerc să vorbesc cu sugestii cât mai concrete posibile pentru profesorii la clasă. Dacă avem între noi și director și vor să preia asta, să o știu cumva să o generalizeze, dar într-un mod colegial, prietenos, profesional, ca să zic așa, nu să le mai impună că săracii profesori sunt sub 7 bice ca pe timpul cu birul și de la ăla și de la ăla mai vin ăștia și mai aduc aminte că mai e ceva, le mai pot să facă. Deci nu în sensul ăsta și fără birocrație, mă gândeam chiar la birocrație, Mihaela, nu știu câtă libertate aveți și cum merge, dar părerea mea este că acum trebuie intervenit, făcut ceva, lumea să contabilizeze, să-și facă așa ca un mic jurnal. Eu am făcut asta, am încercat asta și așa mai departe, asta a mers, asta n-a mers, după care vin rezultatele în iunie, le analizați și după aceea, pentru anul viitor, să faci o strategie comună de școală, părerea mea. Decât să le impui acum, haideți repede, mai facem o strategie, mai punem pe hârtie, mai bifăm o căsuță acolo și zice că ne-am făcut treaba. Nu. Deci asta iarăși e sugestia mea. Deci individual, în primul rând, să identifici ce au făcut și bine, nu numai ce n-au făcut bine, și ce au făcut bine ca să-i și lauzi pentru bună dreptate, nu-i lauzi aiurea, dar o să observ unde lucruri au mers și trebuie să știe și ei ce au făcut bine și să încerce să vadă de ce pe unul le-au făcut bine, pe unul le-au făcut bine. Deci e vorba, nu că au învățat sau n-au învățat, dar să înveți mai mult și o să faci mai bine. Asta e, nu merge, știu foarte bine. Este vorba atunci când n-au făcut, de ce n-a ieșit? N-a ieșit din cauza că nu au înțeles conceptul și n-au răspuns deloc, habar n-aveau, că au greșit la matematică, mai ales la o anumită problemă, greșeli de calcul pe undeva pe traseu, că n-au înțeles cum a fost formulată problema, că și asta se poate câteodată, chiar vorbeam cu doi. Nu poți le cer copiilor să-ți răspundă la ceva care tu n-ai formulat bine, sau dacă n-ai formulat bine, nu trebuie să-i penalizezi pe ei. Știu că am văzut că la aceleași grile sunt interpretări diferite, n-avem timp de asta acum, dar și acum nu căutăm cine e vinovat sau cum să scriu itemește, ci ce putem face pentru cei de la evaluarea națională, care o să vină, oricum, indiferent ce vorbim noi acum, ei probabil că au și început să le scrie, nu știu. Și după care să-ți faci ca profesor un plan de recapitulare, zice eu, pe următoarele cât mai aveți, 12 săptămâni sau aproximativ, până la examen. Și acum, uite, două chestii la început, păi mai am câteva, funcție de întrebări și unde cum merge discuția. În literatură, de prin 72, parcă a scris Ebbinghaus asta, există o curbă a uitării, probabil mulți dintre dumneavoastră știți asta, care spune că lucrurile se învață și se uită într-o anumită perioadă de timp. O să pun două grafice într-un minut. Ce facem noi cu ceea ce se uită? Putem să intervenim? Toată lumea uită. E adevărat, unii un pic mai repede decât alții, dar toți cam uităm. Și din studii știm acum că cea mai abruptă scădere a memoriei are loc la scurt timp după învățare. Așa că cel mai bine este să faci recapitulare prima dată, cel puțin, mai ales cu cei care sunt mult în urmă, imediat. Și după aceea, revizuirile regulate o să contribuie la, cum am zis acolo, la consolidarea lor. Asta se cheamă învățare spațiată. Învățarea asta spațiată, vezi că asta ca să fiu așa mai. Învățarea asta spațiată este, de asta am pus și pe Facebook alte studii care duc la chestia asta, este cea mai clară cel mai clar indicator că funcționează la recapitulare. Și învățarea spațiată spune, faci în anumite intervale de timp, și o să arăt imediat,
mai apropiate la început de recapitulare, oamenii își aduc aminte și rezolvă lucrurile care nu le știau deloc și după aceea mărești intervalele de recapitulare. În paralel cu asta, trebuie să se, în ideal, să se autotesteze. Ar trebui ei să-și dea diverse teste, noi doar să le spunem astea sunt probleme. Nu merge. Părerea mea este că trebuie testați la clasă, pentru că învățarea trebuie să aibă loc și în clasă. Mirela zicea de telescop și ce răspund copiii. E foarte clar din răspunsurile copiilor. Sunt convins că dacă vorbiți cu ei ce înseamnă învățare, în mintea foarte multor elevi, mai ales din România, dar și din alte părți, este învățăm acasă. Deci învățarea acasă. La școală este preluarea predării. Ori normal ar fi învățarea să se întâmple la școală. Acasă trebuie să fie doar consolidare, doar căutare și după aia rezolva școala. Dar învățarea principală trebuie să fie până la clasă. Și trebuie și mintea lor să fie la clasă și a noastră acum, că mai aveți 12 săptămâni, cum spuneam, să vă concentrați pe ce învață și la clasă. Părerea mea este, domnule, faceți jocul ministerului acum și aveți 10-12 săptămâni și vă concentrați mai pe examen. Hai să vedem. Că se laudă ei pe urmă că au crescut notele, se laude, dar iau și copiii note mai bune. Deci, părerea mea, asta e. Matematică română, ne pregătim pentru examenul național. Revin la curba Ebbinghaus. Zis că mai am ceva de spus aici, după aia mă opresc și mai continu în funcție de întrebările voastre. Stai că da, așa spun. Dom'le, dacă în momentul ăsta știi 100%, acest 100% nu înseamnă că știi tot. Ce știi tu? Deci ăsta este un elev care atât a răspuns la test. Poate fi 100% asta un 6. Da? La fel ca și cel de 10. Îți cade până la mai puțin de 20% din cât știai în 7 zile, dacă nu te mai atingi de nimic. Acum, ce poți să faci? Că una este să constați și alta este să încerci să și faci. Și poți să faci cam ceva de genul ăsta. Astea faci, că zice, recapitulare la ora asta e aproape imposibil. Dar la școală, la orele de zi cu zi, poți să faci. La a doua oră recapitulezi ceva care ai făcut. Deci poți să începi ora cu 10-15 minute de recapitulare a orei precedente. După care, la o zi, la 2 zile. Ce se observă aici este că dacă faci această recapitulare spațiată, chiar dacă uiți, panta de uitare devine mult mai lină. Și atunci tu îi duci încet, încet. E ca și cum ai face același lucru din nou. Iarăși nu e perfect posibil să faci același lucru de fiecare dată complet. Dar te apropii de el, panta e mai lină. După cum vedeți, aici este foarte repede la o oră și la o zi, după care la o săptămână, după care la o lună. O să vă arăt ce vă sugerez eu acum cu cele 12 săptămâni rămase. Mai există și alt fel de grafic, care e cam același lucru, tot așa pe săptămâni, că tot aveți 4 săptămâni. Prima repetiție, a doua, a treia, a patra și uitarea crește cu cât? 70% aproape. Ideal. Cercetările recente, dincolo de Ebbinghaus, asta vorbim de, uite, Young a făcut în 2020, această învățare, reînvățare succesivă, care se potrivește foarte bine cu cea spațiată, elevii repetă întrebările la care răspund incorrect până când ultima lor încercare din cadrul sesiunii este reușită. Și aici o să vă arăt o posibilă strategie care merge bine în alte părți. De exemplu, câți dintre dumneavoastră sau cu elevii voștri folosesc flashcards când recapitulează, pe care și le fac ei, după care învață ei acasă? Cam ce procent? Eu aș merge spre, nu știu, cred că până în 5%. Deci Eu foarte n-am auzit. Eu n-am, cred că foarte puțin. Poate că alți colegi au deci. auzit. Eu n-am auzit să Bă, dar am folosească văzut flashcards. doamna, da, am văzut doamna acolo, da. Probabil că da, și poate mă gândesc, depinde, dar
Și asta se poate face cât de cât sistematic. Și asta vreau să vă arăt acum. Eu plec la premiza, nu m-aș transfigura ceilalți, ziceam așa, cu 20, 30 măcar. Dar în fine, faceți de acum încolo, nu-i târziu. Și nu e singura modalitate de recapitulare, nici pe departe. Dar, eu știu din asta o spun și din experiență, nu numai din literatură, elevii mei, și asta se aplică și la cei mai mari, deci nu trebuie numai clasa 8-a, și pentru bacalaureat merge foarte bine. Își fac aceste poți să iei din hârtie, n-ai bani de carton, dacă ești la o școală amărâtă și așa mai departe, săracii copiii n-au bani, școala amărâtă în sensul de copiii n-au posibilități financiare, nu mă înțelegeți greșit, să vorbesc cum trebuie. Și atunci poți să facă din hârtie, mai le colorează, mai nu știu ce, și poți să scrii pe față, scrii probleme și ai un set de probleme, să zicem că ai 30 de probleme, mai grele, mai ușoare, sau poate să ai pe 5 categorii, cum o să vă arăt eu un grafic imediat, și ai pe față problema și pe spate rezolvat. Și încerci, aici nu vorbim de a te minți singur sau a-i spune Doamne că eu le-am făcut. Asta nu mai contează în momentul ăsta. Deci vezi problema și pe spate ai rezolvarea ce am pe aici. Aici e problema și pe spate rezolvarea. Și o citești și încerci să o faci. După care verifici că a mers rezolvarea, înseamnă că ai făcut-o. Și o să vedeți, există un sistem interesant cu cutiuțe și le pui și o treci mai departe. Și pe astea ei și le plimbă tot timpul. Mai merg cu ele când se umblă pe stradă, chiar când mai vorbesc cu prietenii lor pe acasă, mai le au la îndemână. Le plac copiilor astea foarte mult. Și o să mai fac o referire la hărțile conceptuale. Iar își pune exemplu pe matematică. Se pot face hărți conceptuale și la matematică. Să continui sau... Tu n-ai întrebări. Dacă ar avea cineva întrebări, văd că cineva din Zoom întreabă dacă prezentarea vom putea trimite după ce terminăm, dacă vom intra în posesia prezentării. O trimitem. Deci o vom trimite pe e-mailul cu care v-ați înregistrat. Mulțumesc frumos! Deocamdată vroiam să spun, dar cred că e mai bine să termin tu și după aceea aș vrea să introduc bordereourile de corectură și dacă acele bordereouri de corectură pot fi pe care le avem de la simulare și în posesia cărora am intrat și sunt date statistice cu efectiv pe subitem, dacă se pot folosi în acest tip de recapitulare. Asta era întrebarea mea pentru cei cum ai spus tu până acum. Pentru mine nu știu, nu se aplică, eu n-am văzut așa ceva niciodată, eu nu știu ce sunt astea. Am înțeles, Dar poate o să știe spună Mihaela, Mihaela. nu? Avem Da, barem de Mihaela. corectare și vedem cum a răspuns fiecare copil în funcție de baremul de corectare pe obiectivul Da. sau competența respectivă. Probabil că ceva de același gen. Și mai e ceva. Eu, în sistemul care a lucrat, evaluările astea naționale care sunt externe și se corectează extern nu au miză mare. Deci nu există echivalare externă care să, în afară de bacalaureat, care să contribuie la viitorul copilului. Alea să fac doar ca să le dai feedback să progreseze. Iar la ăștia mai mici, dar și la bacalaureat, noi ne scriem simulări singuri. Deci nu le... Se poate întâmpla să existe unii care produc un nebune sau să cumpere odată, dar în general noi le scriem singuri. Deci n-am acea experiență ca să mi le dea Da. cineva care le-a corectat. Eu când le scriu conform standardelor, iarăși n-am, că simularea e simulare. Deci n-am ce să le dau la toți 10, pentru că n-am niciun interes. Din contră, trebuie să-l aduc la un grad de dificultate, poate chiar un pic mai greu decât final. Să știți că așa e și în alte părți, dote la simulări mai mici, totdeauna, peste tot, decât notele la bacalaureat. Pentru că copiii nu sunt pregătiți, nu sunt gata de examene, sunt prea devreme. De aia zic că este o mare prostie a celor care știu asta, sunt în funcție de conducere și încurajează această blamare și această discuție. Nu trebuie făcut așa. Este din contră. E normal să fie mai mici, ce face să-i ducem mai sus. Nu stăm să zicem că e dezastru, că mai sunt 3 luni până la examen. Ai Și menționat. începe campionatul european de fotbal. Sunt echipe care pierd primul meci, fac egal, joacă vavai de capul și câștigă campionatul la sfârșit. Eu ce zic, gata, v-ați pierdut. Lasă, domnule, până la sfârșit. Nu înseamnă că nu ne îmbunătățim, că nu stăm peste noapte, că nu facem ceva și așa mai departe. Ai menționat învățarea spațiată și recapitularea pentru învățarea spațiată și aș vrea să te întreb cum ai organiza o lecție 45 de minute în care te-ai folosit de această recapitulare.
Și ce fel de activități ai alege pentru aceste 45 de minute, concret? Deci, aveam de gând să spun ceva de genul ăsta la sfârșit, dar foarte nu e problemă. Nu e problemă, nu, o zic acum. Deci, în primul rând, în paralel, aș identifica cei cu nevoi foarte mari de jos și cei cu nevoi nu neapărat foarte mari, un pic mai sus. Deci, pe cei de data 3-4 până în 5, dacă au șanse să treacă de 5, nu zic că nu mă interesează de aia care au 1 și 2, dar acolo e mult mai greu. Înseamnă că nu interesează învățarea 3 luni, nu știu ce pot să fac. Nu că nu fac nimic cu ei. Ce zic? Pe ăștia și pe cei din jur de nota 7-8, care vor să învețe, care e clar că au depus un efort și își doresc să facă mai bine, aș face în paralel și revin ce fac la clasă imediat, două lucruri. Unu, aș avea seturi de probleme care le-aș da la fiecare 2 săptămâni, le dau lunea asta și vinerea următoare, le iau acasă, le corectez în weekend și dau feedback, special pentru nivelul lui să ducă spre un 5-6. Aș alege astfel de probleme. E un pic de muncă, da, este. Și am făcut și un calcul că trebuie să munciți în plus. Cred că așa, în total, vreo 40-50 de ore în plus. Care nu înseamnă mult, dar nu înseamnă așa mult. Vreo 3 weekenduri. Ai 4 weekenduri din asta. Pe lângă ce mai faceți. Da, așa e. Dar după aia cred că sunt și satisfacții. Deci, să ai un set pentru cei, mai ales că le poți refolosi la anul și în anii viitori. Pentru cei cu, am zis, cu notele mai mici, dar cu speranță de a trece de 5 și pentru cei cu 7-8 să trecă mai sus. Aceste două seturi le-aș da la 2 săptămâni în plus față de ce fac la clasă. Și le-aș monitoriza și cu contract. O bucățică de hârtie semnată de el, de copil sau de ea, de mine și de unul dintre părinți. Că singura condiție este să dovedească că a încercat să le facă. Nu poți să-i cer că le face. E o diferență în a le face și a încerca să le facă. Să văd că a încercat să facă. Poate nu le poate, că na, îi dau un pic mai sus, nu le poate face pe toate. Deci să încerce să le facă și să încerce să le facă singur. Că și asta e, degeaba duce acasă să le face. Chestia asta cu furatul căciulii, eu exclud din această discuție. Nu am ce face pentru cei care fură. Noi nu vorbim de fraieri sau de hoți. Vorbim de cei care încercă să le face treaba și de copiii ăștia care au nevoie. Bun. Acum, la clasă, multe cazuri, cred că mai aveți câte ceva de predat, corect? Până la sfârșit. Nu s-au terminat conținuturile, da. Deci aș face, cât aveți, 50 de minute până începe, 45, 40, cam 25 de minute aș face lucrurile noi, așa cum le fac normal, cu temă și așa mai departe. Și aș avea 15 minute în care aș avea câteva întrebări, texte la română sau ce faceți, medii pentru clasă, pe lângă astea care am vorbit înainte. Pentru cei foarte de sus, pentru cei foarte de jos, aș folosi astea 15 minute să vină la mine și să-i ajut să le facă, că i-au încercat acasă ceva și îi ajut individual, în timp ce restul clasei lucrează la setul de probleme care îl dau. Acum, setul de probleme care îl dai, să zicem, ai 10 întrebări sau 10 probleme, cam multe pentru 15 minute, zic și eu așa. O să ai 5. Dar să ai grijă acolo să ai unele mai ușoare, unele mai medii și unele mai grele. Pentru cei care sunt buni, nu mai are rost să le facă întrebarea 1, 2, 3 pe alea ușoarele și spui. Nu le face. Se cheamă entry point. Există asta în literatură unde faci și teste poți să faci toată așa. Pentru că știi că i-au făcut părțile ușoare, nu are rost să-i mai dai unuia care știe integrale să mai facă tabla mulțirii. Exagerez puțin, dar nu are rost să-i mai dai pe alea foarte grele. Și atunci îi spui, tu le faci treburile 4-5, tu faci 1-2-3. Și să le ai pregătite pentru toată săptămâna, că dacă termină 1-5 minute, ei mai dai un pic să facă, nu ca pedeapsă, ca termină repede, dar sunt toți aveți, peste tot, copii care chiar își doresc să facă și nu îi deranjează, mai ales dacă le place matematica sau română. Iarăși asta o discuție dintr-un fel tristă că vorbim numai de două materii, de educația copilului atât de mult, atât de complexă. Toți suntem de acord că în viața asta e mai mult decât matematică și limba română. Bine, Sigur, se poate fără literație și fără un pic de numerație, dar asta e viața. În fine. noi, Da. noi vorbim de română și matematică pentru că Știu. ne-am concentrat pe evaluarea națională și pe rezultatele de la simulare. Sigur, dar să nu uităm să ne punem și problemele fundamentale din când în când. Acum ne ocupăm de asta, dar nu înseamnă că așa trebuie să fie. Dar o facem. Da. Da. Eu vreau să te mai întreb cum reușim să calibrăm aceste probleme pentru cei de 3-4 și pentru cei de 7-8, cum ne asigurăm că sunt de
complexitatea potrivită pentru cei cărora, pentru competențele pe care vrem să le dezvoltăm copiilor. Aici nu pot să mă pronunț eu, pentru că eu știu cum le-aș face eu la mine, la clar. Deci știi care Da. competențe, ai văzut probleme înainte, știi ce înseamnă o problemă ușoară, știi ce înseamnă o problemă grea, o problemă complexă și le alegi, ai văzut evaluări naționale înainte, ai văzut pentru ce sunt 4-5 și cum sunt structurate. Acum, noi am mai avut discuția asta. Din păcate, în România nu există un continuum de literație și un continuum de numerație, că l-ar fi de ajutor. Cum în alte părți, unde de la minister îți vin astea. Și ai de acolo, îți poți face conexii cam ce fel de grad de dificultate. Tu trebuie să lucrezi cu ei, mi-e mai tare milă de cei care sunt complet la început. Dar dacă ai experiență, le cam știi, să zic așa. Le poți alege chiar din examenele precedente. Cauți baze de date cu evaluări naționale și extragi de acolo și după te uiți care au fost mai ușoare, care au fost mai grele și din alea faci grupuri, le grupezi tu. Sau le scrii, schimbi un pic Mihaela, cifrele. da, Mihaela construise standarde și ne povestea data trecută când a intervenit despre standardele pe care le-a construit în școala ei. Le-au construit împreună cu colegii. Iarăși, la 8-a nu sunt. Dacă ai idee, sunt cele de la clasa 5 la matematică, care le-a publicat Merito, unde aceste descriptori de performanță pentru competențele specifice sunt corelate cu notele. Deci acolo trebuie să știi cam ce ar trebui să știe pentru anumite note. La matematică, vorbesc de matematică, o știu mai Da. bine. Sunt 60, sunt foarte multe competențe, enorm de multe, dar multe dintre ele se suprapun cu conținuturile. Și atunci acolo te poți uita ce înseamnă ce ar trebui să facă copilul să ia un 9-10, te uiți și la exemplele din examene și speri. Na, asta n-ai ce face, că așa va acționa și Ministerul. Va da tot astfel de probleme, tot pe astfel de competențe. Acum nu știu dacă va da din nou, că am înțeles că au fost foarte multe probleme de geometrie. Nu știu Am ce auzit. va fi. Disproporționat de multe față de conținuturi. Deci nu poți să știi cât de multe de unde le aleg, dar trebuie să te ocupi de toate. Erau niște întrebări pe care le-au adresat colegii care s-au înscris în Zoom. Unele dintre ele spuneam că se referă la motivația elevilor. Crezi că se poate folosi acel gamification pentru a-i ajuta pe elevi să, mă rog, să iubească această pregătire mai mult sau să-i intereseze, să îi determini să se pregătească în plus? Mi-e teamă că acum timpul e foarte scurt și n-ai timp de motivație internă. Bineînțeles, cea mai bună motivație e cea internă și cu asta trebuie făcut efortul de fiecare dintre noi în clasă. Acum cred că nu e timp și cred că într-un mod așa, cum să zic, părintește aproape, dar ferm, să le facă. Deci motivația externă. Domnule, trebuie să le faci. Nu le faci, raportezi la părinți, raportezi la școală și tot felul de chestii care dacă refuză să le facă, nu vorbim dacă nu pot, dacă nu le pot face. Deci, eu, părerea mea că în momentul ăsta numai motivația externă merge, dar nu motivația externă să țipăm la ei sau să vorbim urât și așa mai departe. Motivația externă trebuie să le faci. Până vineri, eu faci pe asta. Eu te ajut, îți spun ce ai greșit și trebuie și noi să ne asumăm răspunderea noastră. Ți le corectez, îți dau feedback, îți explic, poți să mă mai întrebi, na, ultima lună mai ales, îmi găsesc timp și pentru ei. Știu, ori după ore, ori fac un mic zoom sau mai știu eu ce. Merge. Da. Aș vrea să aflu și perspectiva Mihaelei, din perspectiva directorului de școală, despre tot ce ai povestit tu din perspectiva profesorului de la clasă. Da, legat de motivație, așa cum a spus și Constantin, da, e târziu, dar în același timp, poate. Povesteam dățile trecute când ne-am mai întâlnit despre faptul că eu am inițiat pentru copiii de clasa 8-a împreună cu psihologul școlar un program pe care vrem să-l ducem în astea 3 luni până la capăt, acela de orientare, de consiliere și care, în orientare în consiliere, în orientare în carieră. Am început cu el, văd că merge bine, să-i ajutăm pe elevi să se vadă,
să-i ajutăm să descopere ceea ce le place. Pentru că eu am constatat că la copiilor noștri, copiii noștri nu discută prea mult asta acasă, nu toți, nu. E vorba de copiii care nu au acasă un suport. Și sunt mulți în mediul rural. Și ei participă și ăsta este planul meu, cu asta în minte am început acest lucru. În momentul în care vor ajunge să-și dea seama ce vor să facă după ce termină clasa 8-a, bun, vor ajunge să știe ce vor să facă, cum ajung acolo, care ar fi traseul pe care trebuie să-l parcurgă. Și este să termine clasa 8-a. Termină clasa 8-a și dacă iau și evaluarea națională, au o șansă în plus chiar să ajungă acolo unde vor. Chiar și la școala profesională cea mai dorită, dacă au evaluarea națională dată și luată, deci au întâietate pe numărul de locuri. Cam așa, deci din perspectiva asta, deci a planului, apropo, a planului cu sens pe care am gândit să-l facem. După aceea, întâlniri cu părinții pe care să facem în astea 3 luni, câte mai sunt, să facem întâlniri cu părinții cel puțin o dată pe lună, să vină fiecare părinte, să discutăm, mai ales la elevii care nu prea vin. Nu vreau să te întrerup, dar mă gândesc la ceea ce spunea Cătălin Zaman în întâlnirea trecută. Spunea că el are doi dintre părinții de la clasă care sunt analfabeți și că degeaba discută cu ei, pentru că efectiv nu au cum Na, da. să influențeze copiii. Păi nu, ideea este să, mă scuzi de Da. întrerupere, ideea este să îl susțină și să-l îndrume să vină la școală și să vină la orele de remediere. Tu, Doina, știi, noi avem două programe pe care le derulăm de activitate remedială cu ei din clasa a cincea. Este programul finanțat de Fundația Nouă Ne Pasă și suntem acum în al patrulea an pe care de derulare, adică cei care sunt acum în clasa a opta au beneficiat de el din clasa a cincea. Și mai avem și Penerasu, suntem în al doilea an și este o problemă aici că nu participă toți la acest program remedial. Iar aici zic eu că părinții au un rol important ar putea avea în, Da, în nu aș determinarea vrea, de a nu veni cu sau, obligarea, da. dar da, în controlul asupra copilului pentru a participa la aceste activități remediale. Revin la chestionarul de care spuneam, cel cu Da. școala mai aproape, și am constatat că, în sinceritatea lor, au fost copii care au declarat că ei n-au mai învățat din clasa a cincea, că îi întrebam, zic, ce metode folosesc ei pentru învățare. Și spune, zice, nu știu, că eu nu învăț. Deci, e un copil de clasa a opta. E Evident greu, că cum spunea, da. nu putem să facem din nimic, nu poți să ajungi la, dar dacă ar avea o atitudine, pentru că ei inteligenți sunt, e păcat că nu folosesc asta în direcția dorită de noi și de școală spre binele lor. Vreau să-i arăt Da, te rog, te rog, nu te știu rog. dacă este momentul acum, aș putea să arăt acele borderouri și cum le-am folosit noi ca Chiar te rog. instrumente. O să le imediat să văd share screen aici. Nu știu dacă se vede. Se vede. Se vede, da? Da. Deci, pe prima coloană sunt candidații. Am negrit aici ca să nu se vadă. Borderou așa ne-a fost dat, ăsta de aici. Asta am adăugat noi. Iar unul. Deci, Iarul meu.
Deci partea asta am adăugat-o noi cu competența evaluată. Ce competență Și se asta e evaluează? capul meu, că nu pot să mă abțin. Am mai scris despre asta. Iarăși o chestie unică, care n-am mai pomenit în alte părți. Cum să-i dai cei 5 puncte și pentru cei dai 4, 3 și 2? Nu văd niciun 4, niciun 3, niciun 2, niciun 1. Pentru cei dai tu 5, pentru cei dai 4, pentru cei dai 3, pentru cei dai 1. De calcul. Trebuie, Da. asta trebuie să le știi. Nu doar niște cifre. Păi nu că ăștia sunt itemii obiectivi și atunci e Obiectiv. punctajul unic. Unii, dar ce înseamnă 5? Ce înseamnă 5? Da, ce înseamnă 5? Exact, da. Descriptorii, standardele, Păi ce da. înseamnă 5? Că eu citesc descriptorul, să zic că nu știu nimic. Citesc descriptorul și acolo e un 5. Ce înseamnă 5 ăla? Deci Poate asta că ai bun, este... dar nu știu. Trebuie să mă uit mai atent, dar știu că așa se rezolvă, dar este o chestie care nu știu. Eu nu pot să mă bag, că nu știu ce pot să înțelegi din așa ceva. Deci ce arătam aici? Deci asta am adăugat noi, Rezolvare corectă. competența, Schimbă. Nu. partea asta am adăugat-o noi de aici. Aici doar poți să iei chestiile generale. Aici poți să le iei pe alea generale. Că vezi pe anumită competență câți au răspuns și câți n-au răspuns. Pentru mine Exact, 5 la exact. 1. Păi Pentru la mine este asta avem. X și 0, nu este un 5. Și asta e Da. eu. Dar în fine, poți să le iei exact. Cât ai roșu, cât ai negru și acolo dai Exact, seama asta dacă n-ai urmează. încredere. Deci cu roșu văd că aici este un elev și mai este încă unul, mai sunt ăștia. Deci trei elevi, iată, nu au atins nici măcar competența asta mai simplă de efectuarea de calculi cu numere Da, probabil că ai naturale acum de folosind. foarte mici. Da. Și așa mai departe. Deci, apropo, să Am știu de înțeles. fiecare elev unde se găsește. Și asta am și la română. Dar din cauza nu pot să dau și pe română, că la fel este și la română. Nu pot să dau că mă încurcă toate pe aici. Este un mod de a vedea cât de mult a reușit elevul, până unde merge elevul în Da. atingerea competenței, în Exact, da. programă. Deci este un mod de Da. a raporta corectura, acest vorbe, a raporta corectura simulării la Da, și competențele din programă. asta este la română. Acum am afișat pe română. Deci subiectul 1, itemul 1, cu punctajele de la 0, 1, 2, deci aici are identificarea informațiilor importante, asta este competența din program. Și tot așa. Subiectul 1, itemul 8. Deci astea sunt bordereourile și noi le-am adaptat pentru Nu mai un pic, nu mai un pic. planul. Deci, alea primele cu 5 puncte erau test grillă. Da. Astea la română sunt cu 1, 2. 1, Nu, dar 2. primele, care ați zis Alea că erau sunt la matematică. la matematică. Da, astea erau. Dați un pic spre dreapta. La alea de Da. 10. Așa. Deci, Asta e la subiectul 3. una din testul grilă face cât 10 din astea de aici. Pardon, una din testul grilă face cât 5 cu 10, nu cât 2. Deci acolo îți dai 5 puncte pentru alegerea unui răspuns, da? Din grilă, și Da, după aceea da. îți dai 10 puncte pentru a răspunde la diverse puncte într-o întrebare de 10 puncte. Da. Păi zice și voi. Deci eu vreau să Da. spun că asta, îi dai 5 că ți-a ales ABCD pe care poate să-l și ghicească, corect? Da, Corect. păi au și fost Da. Și tu situații, da. și dai 5, tu, da? Și pe urmă la astea unde trebuie să le rezolve, îi dai 1, 1, 1, 1 până la 10. Deci a ghici una de acolo, 20% șanse, da? Reprezintă cât a face jumătate într-o problemă din asta lungă. Da. Deci la nivel individual și nu mai știi care sunt mai importante, care sunt mai puțin importante, e greu să manevrezi, dar într-adevăr, cum am zis și ai zis și mai devreme, poți să vezi pe nivel de clasă cam care au fost răspunse bine, care nu. Dar asta arată și despre nota în sine, care nu reflectă învățarea după mine. Că nu știi exact cât și ce e. Păi,
Da, asta e altă poveste, va tot o altă dată, dar am Până la înțeles. urmă, da, este altă poveste și până la urmă reprezintă, după părerea mea, un mare pas în față, înainte, pentru că efectiv există corelarea acestor competențe cu cunoștințele dovedite de elevi prin rezolvarea exercițiilor. Este perfect adevărat că poate au mers prea mult pe grilă, dar în momentul acesta, acestea sunt rezultatele și ideea este ce facem de aici încolo, că de fapt Și asta e de asta ne-am structura. întâlnit, da. Da. Mai dai un pic spre E, dreapta, te rog frumos, după da. utilizare. După utilizarea, că m-am observat ceva. Folosirea e așa. Și Ia, gata, să s-a dau terminat, aici. da? Da, aici e finalul. S-a terminat. Dacă le Da. citim, iarăși pentru altă dată, dar și asta este important. De face acum doar pregătirea pentru examen. Nu e aproape nimic de gândire critică. Totul este Da. identifici, utilizezi, calculezi. Deci nu are rost Da, să-ți bați da. cu capul acum ca să înțeleagă prea mult la nivel înalt care ar trebui să fie, dar aici în examenul ăsta nu-i nimic. Acum Nimic. eu am mai învățat, apropo de programul pe care ziceam să-l implementez în școala mea, am învățat ceva după ce am discutat cu întâlnirea cu ceilalți directori. Și ideea mea a fost, am luat-o de la Tony Împușcatu. Voi avea o ședință chiar mâine în care împreună cu toți ceilalți colegi de toate disciplinele să ne uităm pe aceste competențe la care am putea și noi ceilalți de discipline diferite să putem și noi să-i ajutăm pe elevi să le atingă. De exemplu, avem aici prelucrarea cantitativă a unor date utilizând rapoarte și proporții. Da. Există la istorie anumite grafice cu procente, cu și eu pot să fac cu ei asta, să insist pe asta. Și la științe, la Păi, fizică. da, dar vreau să spun că inclusiv eu la istorie, și asta e partea de matematică, dacă intru la română, bineînțeles că sunt mult mai multe. Acolo sunt. Identificarea informațiilor dintr-un text la prima vedere sau text cunoscut, e clar că asta îl facem, dar să insistăm pe asta și noi ceilalți. Da. Adică, dincolo de a face, de a duce în profunzime, să învețe la geografie și la biologie și la toate celelalte, iată, am putea să ne axăm pe exersarea competențelor ăstora într-o mai mare măsură cu cei de clasa 8-a. Da, asta da. Lucru care i-ar putea ajuta în progresul I-ar lor putea pentru ajuta, da, să până la dobândească evaluarea competențe, națională. până la evaluare. Deci să nu Da. lăsăm numai pe profesorii de limba română și matematică să meargă până la să argumenteze, să formuleze puncturi de vedere, iată, prezentare de răspunsuri personale. E clar că pot face și la educație socială, și la istorie, pot să plusez pe partea asta. Da, asta absolut. Cu valori culturale și astea, clar, putem și noi să lucrăm și asta parte de gramatică și asta o putem evalua și noi ceilalți. Inclusiv la celelalte discipline, dacă ne-am propune și i-am anunțat că, de fapt, vom evalua și vom puncta sau depuncta greșelile de ortografie în momentul în care vor face un eseu, o compunere la educație socială, atunci ar fi preocupat și s-ar axa și pe astea. Și apropo de acea recapitulare, iată că le vor aplica în diferite contexte. Nu Da. numai la oraș, nu le vor lega numai de limba română, ci iată, își vor vedea utilitatea în viața reală. Asta e foarte bună. Poți alege două, trei din ele, că nici pe toate, și toată lumea să le Da. facă. Măi, dragilor, hai vă rog și voi la toate materiile, faceți ceva legat de asta, plus ce facem noi la matematică și română. Da. Eu vreau să subliniez încă o dată ceea ce era concluzia pe care o trăsesem în întâlnirea cu directorii, întâlnirea trecută, faptul că solidaritatea profesorilor, cooperarea în cancelarie este de foarte mare importanță în momentul acesta. În primul rând, transmite și un mesaj elevilor
că această evaluare națională este, examenul este foarte important. Și atunci, uite, toți profesorii își dau mâna și ne ajută pe noi. S-au solidarizat și ne ajută pe noi, colaborează să ne ajute pe noi să trecem de examen. De asemenea, este important și faptul că nu lăsăm presiunea doar pe umerii profesorilor de română și matematică, care și așa sunt dovediți de corectare, de știu eu, acum am discutat cu câțiva dintre colegi pe care îi invitam la la întâlnirea noastră de vineri și vreau să vă spun că am găsit relativ greu invitați care să colegi care să participe de română și matematică la întâlnirea de vineri pentru bacalaureat, pentru că sunt implicați în corectarea olimpiadelor și în corectarea și în simulări și alte examene. Este lângă noi colega mea, Aurora Sava, care vrea să ne adreseze o întrebare. Colega mea este. Nu, nu este Aurora Sava. Am crezut că e colega mea, profesor metodist. Era doar Aurora. Și vorbisem cu ea dimineață la E Aurora CCD. noastră, bună seara, Da, Aurora de la bună seara. Spaia. Da, bună Aurora, seara, vă rog. dar nu mai știm pe unde, peste tot. Și tot metodist, bună seara. Și tot. Bună seara! Mă bucur mult. Ea, nu mai știu câte întâlniri la care particip și mulțumesc pentru că faceți acest lucru. Eu am ridicat mâna pentru că vorbesc acum în calitate de profesor evaluator la limba română și de profesor care are clasa 8-a, deci are elevi de clasa 8-a. Și ce am vrut să spun este că după ce mi-am terminat cele 62 de lucrări de corectat, pe care platforma mi le-a tot alocat de nu se mai oprea, așa, nu mai aveam răbdare să corectez sau să verific și lucrările elevilor mei. Fiindcă ce ar fi această evaluare dacă profesorul clasei nu ar ști exact cum se situează fiecare dintre elevii săi, dintre copiii săi. Și la sfârșit, după ce am terminat eu de evaluat pe borderoul electronic pe care mi l-am făcut singură în Excel în calculator, am așteptat să văd rezultatele acestei evaluări, să o numim extern. Și cu cele două borderouri în față, ce am constatat? Cea mai mare parte a lucrărilor aveau între evaluarea mea și evaluarea aceasta externă nu mai mult de 5 sutimi, 10, 15 până la 30 de sutimi, în plus sau în minus, nu a fost o regulă numai într-o direcție. Însă, am avut și trei lucrări care aveau o diferență mare, însemnând asta două de 75 de sutimi și una de 1 punct și 25 față de evaluarea mea. Ceea ce m-a făcut să reiau lucrările mele, să văd dacă nu cumva mi-a scăpat ceva de oboseală, se mai poate întâmpla. Și tot n-am înțeles de ce aia era nota. Evident, le-am arătat copiilor și evaluarea mea și evaluarea, i-am zis eu, externă. Și am pus așa cumva în balanță, după care pasul care este destul de greu, dar foarte important, zic eu, să iau fiecare copil și să văd pe fiecare item cum au fost rezultatele și să-mi fac o listă de procente a realizărilor sau mai puțin realizărilor pentru fiecare copil. E greu, dar voi obține cumva o oglindă a progresului copilului, raportată și la evaluarea inițială, raportată și la evaluările de parcurs și la notele din catalog până la momentul ăsta și mai ales urmând a fi raportată la examen, la nota de la evaluarea națională. Și așa o să văd progresul fiecărui copil. Și în principiu și în concluzie, să știți că evaluarea în format digital, pentru mine și pentru colegii cu care am mai discutat, a fost foarte, foarte binevenită. Asta am vrut să vă spun. Și abia aștept materialul lui Constantin, să-l buchisesc. Mulțumim frumos, Aurora, și mulțumim că ești cu noi și ai intervenit. Așteptăm și alți colegi să intervină și să își exprime
să exprime ceea ce gândesc aici, să ne adreseze întrebări, să adreseze întrebări invitaților. Și eu vreau să spun un lucru constatat, că această evaluare digitală a făcut posibilă analiza sau, mă rog, radiografia aceasta a subiectelor și a rezultatelor de la simulare pe item, lucru pe care poate să ne ducă la o personalizare a planului de învățare, la o personalizare a abordării învățării. Singurul lucru pe care am putut să-l corelez cu această abordare este ce am văzut la o școală din Marea Britanie, în care copiii care urmau să dea GCSE-ul erau aliniați așa, nu copiii, pozele copiilor cu nume și cu nivelurile lor la care se găseau la engleză și la matematică, erau puse pe un tabel într-o încăpere specială și fiecare copil avea nota la care se află acum, nivelul la care se află acum și se afla nivelul țintă pentru o lună. Deci ei mergeau din lună în lună cu progresul elevilor și urmăreau fiecare copil să progreseze până la ținta propusă în intervalul de timp. Deci mi Și s-a acest părut că tabel era afișat și pentru nu era afișat vizibil la să-i vadă copiii, erau afișat în catedră. Era afișat la catedra de engleză și la catedra de matematică. mi se pare interesant că aveau și fotografie în caz Da. că profesorii nu îi reperau prea bine. Da, e un lucru, mă rog, o bună practică. Da. Da, intervin și eu puțin și pe urmă vreau să termin Da, te rog, Constantin, slide-urile spune. ca să ne Da, dedicăm doar întrebărilor și răspunsurilor. sigur. Dar comentariul ăsta, două chestii la ce ai zis tu, Doina, am făcut și noi aveam în cancelarii un perete plin așa, la toate materiile. Deci toate materiile de bacalaureat, că acolo ți le alegi. Și nu face nimeni așa multe. Adică ca în România să faci 12 numai. Dar în fine, alea 5-6 care se fac și cu toate notele și cu progresul individual al elevului, astea sunt super bune, dar eu m-aș feri să folosesc termenul de personalizare, că o să trezească cei de la minister să vă ceară să faceți fișe personalizate pentru fiecare elev de progres, ca să arate cum îi urmăriți, și asta e imposibil și duce la nebunie. Deci eu folosesc termenul de diferențiere și, într-adevăr, eu, ca profesor sau ca director, încerc să-i urmăresc pe fiecare și vorbesc cu oamenii cum progresează și sunt conștient de ea care sunt, dar oficial folosirea termenului de personalizare duce la mai multă birocrație pentru că îi ajută pe cei mai sus să justifice ce fac ei. Da, domnule, am cerut fișe personalizate, uitați ce facem noi, le spun părinților, noi le-am cerut fișe personalizate, ei nu le-au făcut. Păi, nu o poate temi, dar chiar ni s-a cerut, dar în nota aia de la minister spune pentru școlile care au medie mai mică decât 7 pe fiecare disciplină, da, să prezinte un raport care include și aceste planuri individualizate sau nu mai știu cum le-au numit, să nu greșesc. Dar da. Eu vă voi la discuție cu oricine din lumea asta să-mi arate cum face dezvoltarea pe fișe personalizate a elevilor din clasele sale când are 50 sau 100 de elevi la 3-4 clase. Aș vrea să văd vreodată. N-am văzut nici în literatură, nici în clasă. Dar de vorbit se vorbește, nu numai în România, și în alte părți. Diferențiere e cu totul altceva. Diferențiere înseamnă că ești pregătit pentru toate nivelurile, ai fișe de lucru, știi din clasă cam pe unde, îți dai seama care este nivelul la care faci o anumită lecție, cât timp îți lași pentru cei care sunt mai avansați sau când te duci la ăia mai slab să-i mai ajuți. Asta e diferențiere. Dar asta personalizată, după mine, este mai mult ideologică. Sună Uite, bine în teorie, dă bine la părinți, dar nu merge în pregătire. o să citesc din notă, dacă îmi dați voie, unul dintre puncte la nivelul unităților de învățământ. Stabilirea măsurilor remediale la nivel de clasă se aplică tuturor școlilor, nu doar celor cu media notelor sub 7, mă rog și mai scrie așa, și apoi zice, prezentarea constatărilor a măsurilor remediale și a modului de lucru stabilit la nivel de școală slash clasă, pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor, care trebuie trimis și către ISJ, planuri de intervenție pentru unitățile de învățământ cu media notelor sub 7. Astea trebuie trimise către ISJ, ISMB.
Deci observăm că nu scrie nicăieri personalizat, cuvântul personalizat nu e folosit nicăieri sau individualizat. L-am folosit eu greșit. Ideea, într-adevăr, este că dacă un grup de copii, se constată că un grup de copii are o anumită nevoie de învățare, poți să faci un plan pentru nevoia respectivă de învățare. Sau, mă rog, nevoile respective de învățare. Bun, Da. hai să vă arăt ce mai am ca să avem timp. Constantin, te rog, da. Au și apărut Da. întrebări, am și răspuns la unul, dar Da. sunt unele discuții poate interesante și oamenii Sigur, te rog, au de Constantin. ceva de spus. Da. Hai să terminăm cu asta. Da, deci prima este de ce spuneam mai devreme cu cartonașele flash. Cum să le fac? Asta o să primiți asta și atunci dacă vreți să le folosiți, cum să facă copiii? Le pot face și digital. Le pot colora, bineînțeles, și așa mai departe, și folosească acronime și mnemonici, care merg, eu știu, eu le folosesc, încurajez pe copii să-și găsească și tehnici de memorare, ceva care merge pentru mintea lor. Uite, chiar acum 2 zile a trebuit să introduc un cod nou când am fost la București într-un apartament și n-am avut pe ce să scriu. Și în situația aia respectivă mi-am creat o imagine în minte ca să rețin codul de 8 cifre și un diez. Deci orice ar merge să ți le faci să funcționeze pentru tine. Iar și aș încuraja pe copii să facă asta. S-ar putea unora chiar să le placă să se descopere, măi, până acum n-am făcut asta. Ia să vezi ce interesant este. Așa. Mai departe, sistemul Leitner. Tot la carton așa este. Și puteți și te despre el, nu o să insist prea mult acum. Ideea este că în momentul în care ai făcut o întrebare, deci ai 5 niveluri de probleme. De la încep cu 1, 2, 3, probabil, nu știu dacă le-ai chiar pe toate 5 de la început, dar în momentul în care ai rezolvat o problemă, o duci la numărul, la căsuța respectivă, aici le-ai pe alea mai grele, mai grele, mai grele și mai grele, și întâi faci mai pe 1, să zicem o săptămână, după aia duci la 2. Le muți la 2, le iei pe toate de la 2 și unele o să știi să le faci, mai ales pe alea care au fost la 1 și le la, așa, și le muți deja la 3, iar pe cele care încerci să le faci și n-au mers, înapoi la 1, până ajungi să le aduci pe toate încet, încet în cutia numărul 5. Leitner ăsta, un german, că nu mai un german, asemenea tehnică, le-a făcut tot așa, pe 72, 74. Foarte interesant de găsit, poate iarăși unora le place. Sau asta pe viitor, nu știu cât merge pentru acum, că e timpul scurt, dar le poți asocia cu cartonașele flash. Așa. Cum sugerez eu pentru următoarele 12 săptămâni? Deci, i-aș testa de 4 ori cu teste echivalente celor pe care le-au dat la evaluare. Știu că e multă muncă, dar asta e altceva, fiecare alege ce vrea să facă. Și să le dau feedback detaliat, explicit. Când zic detaliat, explicit, să-i spun, pe asta n-ai făcut-o din cauză că, ca să o poți face data viitoare, trebuie să. Nu doar du-te și fă competența asta, că am văzut un document tot așa, tot de la minister, care spunea ce să faci. Toate erau foarte generale. Nu, aici trebuie să fii concret, aici da, trebuie să fie personalizat. La feedback totdeauna trebuie să fie personalizat. Cum spuneam mai devreme, o temă în plus. Deci o fișă de lucru pe 2 săptămâni pentru cei de 7, 8, 3, 4. Poți să faci și 4 niveluri, nu știu, dar mi se pare prea mult 4 niveluri. Poți să te preocupe dacă ai foarte mulți cu note mici, te concentrezi pe ea mi să treacă cât mai mulți de 5. Depinde și de natura școlii. Iar cum am zis iarăși pentru cei cu tema în plus, un scurt angajament, încearcă să le facă. Folosirea unor strategii de recapitulare atât în clasă cât și acasă. Am pus un asterisk că vă arăt imediat cu harta conceptuală. Și încă o dată, învățarea continuă și repetată din clasă este esențială. Dacă așteptăm să învețe, învățarea se întâmplă doar acasă, cei medii și mai ales cei care nu învață, sau nu mai zic care nu vin pe la școală, vin mai rar, nu o să înveți. Nicăieri. Deci, cei care sunt motivați, care au părinți interesați, vor găsi. Fie că e la meditație, fie că lucrează părinții, fie că lucrează ei singuri, o vor face. Deci trebuie pe cât posibil și așa se face în alte părți. E adevărat că noi avem și timpul care stau ei la școală mai lung. Învățarea continuă și repetată din clasă este esențială. Nu doar din clasă, dar trebuie să se facă și în clasă. Dacă în clasă doar predăm, și mai pierde și timpul să-i scoate la tablă să-i ascultăm. După mine asta e pierdere de timp care n-am întâlnit-o nicăieri.
România încă continuă, din câte aud, să pierde foarte mult timp. A trebuit să fie timp de învățare, nu timp de ascultare a doi copii și alții în clasă, nu știu ce fac, că eu nu pot să mă ocup de toți. Aici vreau să chiar să vă arăt, mai ales pentru profesorii de matematică, cărțile cum arată. Ăsta e un link către un articol, dar doar ca idee să vedeți. Uite, se vede articolul Mind Mapping? Sau nu se Nu vede? se vede, nu se Nu vede. se Nu se vede. vede. Trebuie să... Nu, Ok, nu. trebuie să închid și să redeschid imediat. Uite aici. Și uite cum să pot construi hărți conceptuale și la matematică. Cuvântul cheie. Din paralelogram poți să faci treptunghi, romb, pătrat. Cum să le pui formula, formula ariei la fiecare, ceva. Dar vreau să spun că și cu toate detaliile de rigoare, nu te rămân Pitagora. Că se pot face hărți conceptuale și la matematică, nu doar undeva unde implică abilități artistice. Revin la prezentare. Nu mai am mult, mai am foarte puțin. Așa. Astea iarăși sunt informații pentru copii. Dom'le, să-ți dai seama despre ce e vorba cel mai mult aici, să faci asocieri. Iarăși asta merge și mai departe, nu doar la evaluarea națională. Așa. Și cât timp facem noi asta, am ales asta ca să, pentru că este, arată bine vizual. Dar trebuie să-i ajutăm pe copii să-i gestioneze timpul. Cum le facem lor, cum le predăm, nu să zic predăm, cum îi ajutăm să-și gestioneze timpul? Cum știm noi cât timp fac ei pe fiecare întrebare, pe 10 întrebări, când mănâncă? Deci trebuie să-i încurajăm să-și creeze un program. Știu, o să spunem, a, stau acum, păi, stau, dar noi trebuie să le facem cât putem noi să facem. E adevărat că unele familii va fi imposibil. Ce dacă? Noi le spunem, îi întrebăm ce au făcut. Merge, nu merge, datoria noastră este să încercăm să-i ajutăm. Dacă noi nu învățăm cum să-și gestioneze timpul, șansele sunt foarte mici în mare parte a familiilor să-i ajute cineva. Ăsta e un exemplu. Să-și facă, de exemplu, domnule, am de învățat teorema lui Pitagora sau mai știu eu ce, și îmi fac un plan de întrebări. Și zic, eu acum am de făcut patru seturi de întrebări, că patru întrebări s-ar putea să dureze 25 de minute. Îmi împart pe patru seturi. Lucrez 25 de minute, pun ceasul, că de-aia este acolo roșia aia. 25 de minute lucrez la primul set. Când am terminat, sau după 25 de minute, mă opresc, fac un pic de pauză și revin la celelalte. După un set de 50 de minute, iau o pauză de 30 de minute. Și pot să fac asta de 2-3 ori sau sâmbătă înainte de examen, mai ales pentru cei care lucrează mai mult, o pot face. Cei care lucrează mai puțin, îi putem încuraja să aibă orice fel de plan de gestionare a timpului. Să spun, 5 minute am lucrat la asta, 10 minute la asta, ca un mini-jurnal. Numai ca să vadă și cât au lucrat și la ce au lucrat. Și copiii, mulți dintre ei sunt sinceri și o să spunem, am stat și am căscat gura. După 10 minute m-a sunat nu știu care. Și așa i-a ajuns. Bine, măi, data viitoare, în alea 25 de minute, închide internetul când faci problemă. Închideți telefonul. 25 de minute. În alea 3-5 minute, mai trebuie niște mesaje. Și mai te și distrezi cu ei. Și după aia revii 25 de minute, mai trimiți niște mesaje, ai jumătate de oră, stai de vorbă cu ei. Ceva ca să-i ajuți să înțeleagă că gestionarea timpului este o chestie metodică. Unii o să o folosească, unii nu. Dacă pornim de la premisa că nu merge și nu se poate, atunci chiar nu mai merită. Nu cred că ați fi aici sau am fi aici dacă n-am crede că da, domnule, este sperat, trebuie încercat. Cât se poate. Nu trebuie să cădem noi în depresie dacă lucrurile nu merg totdeauna sau nu merg cum am vrea. Asta e viața, dar măcar așa, un pic, cât putem, pe unde putem să facem și noi. Am terminat cu, cred că am terminat cu prezentarea, da, am terminat cu prezentarea. Mulțumim frumos, Constantin. Eu vreau să te întreb cât este ora de clasă, ce interval de timp aveți la oră în Germania? Tot 50 de minute? Ei la Germania la ore au 50 de minute, noi avem, pentru elevii. eu lucrez în sistem internațional, noi avem 60 de minute, 6 ore pe zi de 60 de minute. Tu lucrezi în alt sistem decât, adică în Germania copiii au 50 de minute și sistemul în care lucrezi tu. Da, au câte 7 sau 8 ore. Deci și Germania, Înțeleg. Pe total, tot cam la fel cum am eu ies, și pe total avem și au cu 3 săptămâni de școală mai mult decât în România.
Da, Și mulțumesc. orele mai lungi. Am și făcut un calcul, nu mai vreau să zic că se supără lumea pe mine, de diferență de câte ore stau copiii la clasă. În Te normal. rog să spui, nu se supără L-am lumea. scris undeva, Suntem, nu, nu, suntem. nu l-am mai spus, că, dar l-am scris undeva, am făcut un calcul, la 5 ani să pierd un an, numai din diferența asta de stat în clasă. Deci nu ce să face și așa mai departe, sau că nu sunt copii în urmă și gen, sunt mulți și vagabondi. Dar vreau să spun că numai asta, calculul pur și simplu, de câte ore sunt la clasă. La 5 ani să pierd un an, la 10 ani de școlarizare să pierd 2 ani lipsă de a învăța în clasă. Și aici, în România, din cauza asta de multe ori, sunt multe teme pentru acasă, pentru că conținutul a rămas uriașe și timpul este mai mic și asta duce la stresul respectiv. Să scurteze anul școlar în România, nu cred că se va întâmpla, trebuie luptat pentru reducerea conținuturilor non-necesare. Deci, trebuie să lucrezi, la ceva trebuie să atingi. Ori reduci conținuturile, alea care nu sunt esențiale, și se poate lucra la asta. Chiar Australia, că am venit acum 2 săptămâni în Australia. Ei la asta lucrează. La cât pot, și au și ei anul mai lung și profesorul unul de cele mai lungi ani școlari. Dar ei lucrează la stabilirea la fiecare materie care sunt lucrurile esențiale și cum să le dezvolte pe verticală, de la mai mici la mai mari, ca să reducă asta și ce să face să se facă bine. Lucrurile de bază să aprofundeze și de un copil mediu și de unul care este mai nou. Că nu poți să nu, nu ai poți să lungești anul școlar. Mulțumesc foarte mult, Constantin. Aș vrea să ne întoarcem la Mihaela puțin, pentru că vreau să întreb cum evaluează dacă programul pe care acum, în timpul acesta scurt care a rămas până la evaluarea națională, cum evaluează dacă programul pe care voi îl aveți la școală, programul remedial, funcționează. Și ce fac profesorii când își dau seama că rezultatele nu funcționează? Mi-am propus împreună cu colegiile de română și matematică să facem testarea asta, deci să dăm încă 3 testări de acum înainte, deci pe subiecte de evaluare națională și asta va fi o oglindă, practic, și a eficacității programului remedial introdus. Testări, știu eu, cum spuneam, dacă vom încerca și ceilalți colegi de la celelalte discipline să mergem pentru elevii de clasa 8-a pe exerciții, pe disciplinele noastre, bineînțeles, dar pe exerciții care se dau la evaluarea națională. Adică, cumva, întâlnirii în consilii profesorale sau pe catedre, în care să analizăm progresul elevilor, nu chiar cu poze sau poate nu atât de strict, nu știu, e un început, e o încercare, e stângace, dar e ceva. De asemenea, la noi la școală, în programele, cele două programe pe care le avem, avem implicate și învățătoare care fac activitate remedială. Cred că învățătoarele, prin specificitatea nivelului la care predau, cred că pot aduce o plusvaloare, mai ales pentru elevii care au mai multe rămâneri în urmă. Și implicând și învățătoarele în acest program remedial, cred că va fi, sper că va fi ceva mai bine. Ca să revin la întrebarea pusă de tine inițial, cum voi monitoriza? Vom fi acolo. Vom fi acolo și împreună, dacă lunar dăm și acele testări, evaluări, tot lunar vom face și o analiză a gradului în care am pus în practică ceea ce ne-am propus. Toată lumea se plânge de formularistică, se plânge de birocrație și în momentul în care s-au cerut planuri de îmbunătățire,
Toată lumea a spus încă alte formulare, alte hârtii. La tine în școală, programele pe care tu le organizezi pentru elevii aceștia de clasa 8-a, pentru să-și pregătească evaluarea națională, au crescut birocrația? Deci mitul ăsta care spune că planificările riguroase sufocă profesorul, are vreo sămânță de adevăr în el sau e... Nu știu, percepția este subiectivă, Da. bineînțeles. Eu zic că nu. Eu zic că nu și pentru că nu cer programe stufoase, nu cer proiecte stufoase și care cu exprimate în termeni pompoși, ci măsuri simple, clare și care pot fi puse în practică, realiste. Nu ne propunem nici să-i aducem pe... Noi știm elevii pe care îi avem. Avem o singură clasă. Nu ne propunem să-i aducem pe toți peste 6 sau pe toți peste 7. Nici măcar pe toți peste 5. Suntem realiști de aici. Avem un copil dislexic care nu a vrut să-și scoată să lucrăm cu el, să scoată de la cujuraie, să aibă. A fost într-un singur an și după aceea nu a mai vrut efectiv să-și mai N-au vrut scoată. părinții, vrei să spui. Nu, n-a vrut el. Părinții ar fi vrut pentru că ar fi primit niște bănuți. N-a mai vrut el să fie, să Probabil scoată că... acel certificat. Îți dai seama că lui trebuie să-i dictăm, lui trebuie să-i citim noi cerințele pentru a putea să rezolve ceva. Vreau să te întreb dacă a fost cineva din școală care a fost instruit să lucreze cu, format să lucreze cu copii dislexici. Nu special cu copii dislexici, cu copii cu CES, dar am fost eu la un... Dar nu-i de ajuns, bineînțeles. Adică Nu, există există anumite neajutorat. tehnici, da, există anumite tehnici Există. speciale care se Sigur. folosesc pentru Da, copii da. cu dislexici. Și despre care, uite, dacă tot am ajuns la discuția aceasta, mi exprim și eu un of. De când am ajuns la Casa Corpului Didactic, vreau să fac un program de formare pentru copiii cu CES, cu cerințe educaționale speciale. Deci, un program de formare din care profesorii să învețe să lucreze cu acești copii, pentru că la acest moment noi nu suntem învățați, nu suntem instruiți, formați să lucrăm cu copiii cu CES. Vă mărturisesc că nu am găsit niciun coleg psiholog școlar sau psiholog clinician care să vrea să lucreze cu noi un program de formare acreditat, din păcate, nimeni nu are timp să lucreze la acest program, deși oamenii lucrează în sistem și sunt specializați, nimeni nu are timp să lucreze acest program special pentru colegii de celelalte discipline și îl consider un eșec personal. Și, sincer, am fost foarte furioasă. Și chiar sunt foarte furioasă pe colegii care nu ne ajută. Și am închis paranteza asta. Deci, ceea ce aș vrea să vă întreb și te mai întreb pe tine, Constantin, încă îți mai adresez o întrebare. Au fost voci care spun că evaluarea la clasa 6-a încarcă programa. Deci un copil nu ajunge la clasa 8-a să aibă o medie sub 5 dintr-o dată. Copilul acela a trecut prin clasele a 5-a, 6-a, 7-a. Și dintr-o dată, la simularea evaluării naționale, ne-am trezit cu el cu note sub 5 la română și la matematică. Crezi că evaluarea de la clasa 6-a are șanse să îmbunătățească rezultatele acestor copii? Sau de ce ar trebui urmată evaluarea de la clasa 6-a, ca să îmbunătățească puțin nivelul lor la clasa 8-a?
la simularea de la clasa 8-a, implicit la examenul de la clasa 8. Bineînțeles, toată lumea, în toate țările așa ceva există. E folosit ca feedback pentru profesor să-și îmbunătățească predarea pentru învățarea copilor. Deci, nici întrebarea e aproape superfluă. Eu nu înțeleg de ce spun că le încarcă programa, că doar evaluezi ce e în programă, nu evaluezi ce nu e în program. Deci, de ce să spui că ce e în plus? Din contră, îți dă o informație pe care tu poate n-ai timp, că ai destul de făcut, mult de făcut. Și ei dau testarea asta și îți trimit ție ce a făcut copilul. Și tu îl folosești mai ai 2 ani. Eu am prezentat, uite, Aurora a fost la prezentare, o intervenție în asta care am făcut-o pe literație când eram la Sydney. Special am făcut-o pentru că aveam evaluare între a șaptea și între a noua, iarăși evaluările astea nu sunt cu miză mare, repet. Deci, evaluările astea nu se pun notele în catalog și evaluările acestea nu depinde soarta copilului de ele. Ele sunt contabilizate, sunt discutate și așa mai departe. Și am făcut o intervenție la începutul clasei a șaptea, pe care am așurat-o în clasa a noua, că tot încercam acum cu Aurora să pun partea asta. Aveam un slide cum să scrii un eseu, pe scrierea de paragrafe, cum faci un eseu ca să scrii paragrafe. Și am făcut toți profesorii la toate materiile, deci cam trei, hai să zic 3-4 lecții pe an, deci la fiecare modul, de la modulul 2 la modulul 4. 2, 3 și 4, deci de 3 ori, o lecție de scris de paragrafe. Am măsurat la evaluarea națională echivalentul valorii de la 2 ani. În paralel, am avut un domn pe care i-am găsit part-time câteva ore, 4-5 ore pe săptămână, să lucreze, era pensionar, dar profesor de limba engleză, echivalentul României, să lucreze cu copiii care au foarte mult în urmă. Am măsurat-o și pe asta. Și succesul a fost de mai pomenit. M-am lăudat cu el peste tot. Și când a venit în Germania, zic, uite ce a fost. Deci, asta ca să zic eu și la prima mână, nu sunt nici primul, nici ultimul și alții au făcut și mai mult decât mine. Absolut, cum naiba? Deci, da. Am întrebat, evident, pentru că sunt voci care spun că evaluarea la clasa 6 se încarcă și tu știi foarte bine discuțiile care sunt apropo de această evaluare. Și îți mulțumesc foarte, foarte mult că mi-ai răspuns, că mi-ai răspuns așa cum mi-ai răspuns. Da. Dacă mai sunt întrebări, aș vrea să întreb colegii care sunt în Zoom. Sau dacă mai sunt întrebări pentru invitații noștri. Eu consider că toate materialele pe care Constantin le-a pus la dispoziție sunt foarte utile și ar trebui să se regăsească în fiecare cancelarie și în fiecare clasă. De aceea o să le trimitem pe e-mail-urile cu care dumneavoastră v-ați înscris. Și chiar încerc acum Da. încerc să trimit acum, să văd dacă pot să-l pun aici. Dacă Sigur. nu, ți-l trimit, îl trimit voi și îl trimiteți voi. Da, iar noi le putem trimite, deci oricine vrea să aibă acces la materialele lui Constantin, ne poate scrie la CCD, poate lua legătura cu noi și o să trimitem pe e-mail materialele respective. Structura orei de pregătire pe care a spus-o Constantin este poate unul dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le reținem din seara aceasta. Eu aș vrea da, le trimit. Păi le trimit tuturor, dar dumneavoastră, Aurora, dacă ești în Zoom, înseamnă că te-ai înscris, nu? Te-ai înscris, deci trimit sigur că da. Da. Modul în care putem lucra în felul acesta, cu toate materialele puse la dispoziție de Constantin, precis va eficientiza și va ajuta la progresul elevilor și cel mai important lucru, poate, este că este foarte, foarte bine să discutăm cu colegii noștri în cancelarie, să preluăm de la ei activități și de la alte școli, să preluăm activități care funcționează, așa cum am făcut din discuția cu directorii pe care am avut-o data trecută. Deci, să preluăm la nivelul școlii și la nivel de clasă activități care chiar funcționează și care la celelalte școli și la ceilalți copii au funcționat. Uite, dacă Da, pot asta interveni acum un pic.
Sigur, mă îndreptam către tine să te întreb cum colaborați voi în cancelarie. Da, înainte de asta aș vrea să, apropo de bune practici și de cum am putea evalua acel program pe care îl implementăm de remediere, sau în general activitatea noastră la clasă, o să insist cât o să pot pe telescop. Deci ceea ce platforma pe care Monica Mocanu a inițiat-o acum 5 ani, chiar este un lucru extraordinar, merită măcar încercat de toți colegii noștri și după aceea poate o să se convingă. Da, uite, mulțumim domnului Cosmin Chiriță că a pus aici. Nu e Cosmin, sunt eu, dar pe tine A, tu ești, merit-o bun. și de asta tot eu sunt. Am Așa. vrut să vă spun că nu sunt Da. Cosmin Chiriță, sunt Doina Cerucă. Bun. Deci, platformă de feedback, de obținere a feedback-ului în mod rapid, este extraordinar, iar pe profesori, obținerea feedback-ului la finalul unei unități de învățare, a unei ore chiar, le este de un profund ajutor pentru dirijarea activității, dacă le pasă. Deci, colegilor care le pasă, iată, au acest instrument la îndemână, extraordinar de util. Și mai nou, acum este și, nu mai nou, e de mult, da, mai nou este programul, e de mult și domnul Lomaca, aici, alături de Monica, în inițiativa lor de a ajuta școlile și de a, în procesul lor de a aduce o plusvaloare pentru copii, acum este, mai nou este programul acesta Școala Mai Aproape. Este un program de cercetare unde o să avem și sprijinul domnului Lomaca pentru a obține un feedback profesionist pe cum funcționează școala noastră. Se dă acel formular de evaluare, un chestionar pe cele patru niveluri, la gimnaziu, dar și pentru liceu sunt, și după aceea vom primi un feedback, cum spuneam, pertinent pe fiecare școală. Da, Mihaela, și te rog frumos să nu uiți să ne dai câteva indicii despre cum funcționează la voi în școală colaborarea între profesori, colaborarea în cancelarie. O mai spune-ne pe scurt, pentru că, nu știu, aș vrea să insist, nu știu cât de mult să insist pe această idee de colaborare din cancelarie și pe ideea pe care o spunea și Toni Pușcatu la întâlnirea cu directorii, a faptul că toată lumea din cancelarie pune umărul la pregătirea copiilor, indiferent de disciplină. Da, cred că este foarte importantă colaborarea. Este importantă colaborarea numai dacă plecăm de la starea pe care o are un profesor care se simte bine în cancelarea de unde pleacă către elevi. Dacă este într-o atmosferă netensionată, într-o atmosferă în care se simte bine alături de colegi să se întoarcă și să plece, să schimbe o idee despre un elev, despre o metodă, despre o problemă pe care o are și pe care vrea să o gestioneze la o clasă și nu știe cum să gestioneze, este esențială colaborarea în cancelarie. Și la mine, la școală, eu cred că există această colaborare, există acest spirit suportiv. Nu știu dacă mai este aici, era chiar un coleg, am văzut aici, un coleg care chiar ar putea să-i exprime din experiența lui, pentru că el vine din mai multe cancelarii, Laurențiu Iorga. Era domnul Iorga. Mă Da, întrebam dacă era. vă împrumutați activități unii altora sau le țineți așa fiecare Nu, ca să clar. Clar, da. fie ora lui mai interesantă și mai frumoasă și mai.
Să fie Da, el cel clar. iubit de copii. Nu, clar, nu se pune problema să țină cineva. Ceva discutăm. Avem și șansa unor experiențe internaționale care au fost diseminate în școală și șansa de a lucra împreună, de a ne exersa colaborarea în momentul în care ne-am prezentat în fața vizitei unor delegații de colegi din mai multe țări europene. Ne-am construit un colectiv frumos la Independența și toți cei care ne-au vizitat au simțit asta. Și am simțit și eu cu ocazia activităților pe care le-ați făcut cu toată clasa voi de la Cu Școala Independența, cu toată școala voi de la Da. Independența la CCD. S-a simțit spiritul acesta. Da. Eu mulțumesc. Dacă aș vrea să știu dacă mai este cineva care vrea să adreseze întrebări invitaților și dacă nu, aș vrea să îl întreb din nou pe Constantin. Care ar fi, mă rog, ultimul său cuvânt din seara asta către colegii din cancelariile românești? Neapărat ultimul, că sper să mai Ultimul din nu seara am asta. ocazia să mai vorbesc. Nu, 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 Am ultimul din astfel seara asta, am zis. și ultimul gând. Că suntem la clasă pentru copii. Asta e. Să nu uităm niciodată de ce suntem acolo. E o profesie pe care ne-am ales-o. Noi nu ne-au obligat, nu suntem în sclavagism. Ne-am ales-o, ne-am dus acolo, bine, rău, cum este, când intrăm la clasă, avem datorie față de elevii din fața noastră. Și Oare dacă toți ne-am căutăm, ales-o? și dacă doar căutăm motive ca să nu fim mulțumiți, le putem găsi, dăm vina pe ei, pe familie. Dar, pe sistem, când suntem în clasă, uitați de familii, uitați de sistem și facem fiecare cât putem acolo, în măsura contextului respectiv. Dar trebuie să nu uităm asta nici o secundă. Și suntem pentru toți copiii, iarăși asta le spun mereu profesorilor mei, domnule, suntem acolo pentru toți copiii. Iarăși trebuie să fii foarte atent cât timp petreci cu un copil sau cu altul, cu o grupă de copii sau cu alții, să nu-i uiți, să nu-i ignori. Nici pe aia de la vârf, nici pe aia de jos, nici pe aia din mijloc. Deci e greu, e o meserie, cum spunea cineva, trebuie să faci multe. Peste tot trebuie să faci multe ca profesor. Noi facem și de serviciu pe școală 60 de minute pe săptămână, 3 seturi și așa mai departe. Faci multe. Deci noi la 8 suntem la școală, plecăm la 4. Tot felul, vă dau de corectat nu știu cât, borderou și așa. În fine, toate astea, când intrăm în clasă, suntem acolo pentru copii, pentru toți copiii. Cât înseamnă norma profesorului în Norma care știi tu, profesorului, pe da, săptămână? e la fel și în celelalte, și în Australia, e defalcat, dar oricum, norma înseamnă 21 de ore de 60 de minute, dintre care una este de serviciu pe școală. Deci 20 de ore față în față, de 60 de minute, da? Și plus încă 60 de minute de serviciu pe școală. Asta este. Mulțumesc, Constantin. Cu câte Mihaela, ce spui colegilor în încheiere? Le spun colegilor să aș deveni redundantă, l-aș urma pe Constantin, să fie acolo pentru ele, pentru toți, cum a spus Constantin, să-și găsească în ei energia și resursele pentru a pleca la nevoile tuturor și să-i vadă pe elevi în fiecare zi. Să-i vadă la propriu, Și dar să și fie la. și la figura, și să fie și Și la. prezenți, cum spuneai tu Să fie la și capătul. prezenți, da, să fie acolo între ei. Da. Mulțumesc tare mult pentru că v-ați luat din timpul vostru și ați fost cu noi în seara asta, Mihaela și Constantin. Mulțumesc lui Cosmin Chiriță care mi-a împrumutat în seara asta identitatea lui virtuală și colegilor de la Merito care ne-au facilitat Zoom-ul. Mulțumesc lui Vali Ifrim, care a fost ca întotdeauna alături de noi și ne-a ajutat cu organizarea și tuturor celor care ne-au urmărit și vă invit pe toți vineri la
atelierul pe care, la dezbaterea pe care o vom avea cu profesori de română, matematică și istorie, despre rezultatele simulării la bacalaureat. Începe seria de întâlniri despre bacalaureat. Mulțumesc frumos tuturor și cred că va trebui să mă descurc să văd cum ies din Zoom. Deci, cu mine a făcut exerciții Cosmin să intru în Zoom, dar nu cum să ies din Zoom. Trebuie să stop. Apăsați leave butonul roșu. Da.